toată lume și bine v-am găsit la un nou episod, la un nou video vlog. Da, video vlog cu moa, cu Bloodhamwurst. Cum v-am promis, o să fac acum un video vlog. Despre ce vreau să vorbesc? Da, m-am tuns, nu știu cât de bine stă acum ăsta părul. Am făcut un vlog înainte, m-a cam dat nervii așa și am zis, băi, hai să fac din nou, să încerc de data asta să nu mai chiar așa să mă enervez așa de rău. Bun, hai să vă mai începem cu începutul, schimbările, ce s-a mai întâmplat, nu știu ce, bla bla bla, ce modificări am mai adus eu. Păi, bun, ca să vedeți și voi, oameni buni, oameni dragi, oameni de-ai mei, că doar atât am și eu. Asta sunt noile mele căști. Căști de gaming Somic 927. Băi, sincer să fiu, mie îmi plac foarte mult. Sunt cu roșu, plus care se emblema asta aici. Nu știu dacă zic emblemă, dar emblemă îi zic. Așa, și emblema asta aici. Mie îmi place foarte mult că are de asta un fel de material, de asta un negru mai lucios, așa, știți? Și nu se vede, se vede foarte bine. Deci, se vede, deci mie îmi place, mai ales combinația cu negru și cu roșu. Deci asta este cea mai șmecheră. Aici, la cap, este moale, deci fel de material mai moale, deci nu e cum sunt unele microfoane de au dita mai asta și ca să doar ca să doare capul sau ca să te jineze la cap și așa mai departe. Bun. Asta se aude foarte bine, deci aici este foarte bine, un material chiar foarte bun. Aici la așa. Asta sunt căștile, doamne, știu. Aici e partea unde se aude, mă rog, știți și voi. Tot așa, e fel de material de asta tot așa moale. Deci e un fel, deci e foarte moale. Așa. Se aude chiar foarte bine. Faza proastă, acum să zic și la faza proastă, în orice produs, trebuie să-i spunem avantajele și dezavantajele produsului. Pentru că e cel mai bine, adică știți care e faza, sunt unii oameni care zic că mai părțile bune și automat ca să vrei neapărat să fii ca să ia produsul, trebuie să fii sincer cu el. Adică, bă, uite, se aude bine, se aude mai puțin bine, te să reglezi nu știu cum aia. Și bun, partea proastă este ce puțin după mine, acum nu știu cum să reglez, este microfonul. Să partea, așa, de ce spun că e partea proastă, de ce sau cum este microfonul? Primul rând că microfonul este foarte sensibil, adică, de exemplu, am făcut 11.000 de clipuri, mă rog, teste, în care testam claritatea microfonului. Am băgat și driverle. La fel, n-au mers, am umblat acolo de unde gaming headset, nu știu ce, unde e panoul de comandă pentru căști. La fel, m-am uitat și până n-am găsit. De-abia dacă găsesc unboxing la căștile astea, de zici că parcă sunt căști rare. Așa, am făcut, deci, de care este partea proastă? Deci partea proastă este că în momentul când înregistrezi, aud un fel de tic-tac, ce de genul tic-tac, tic-tac, nu de ceas, un fel de pic-pac, ce de genul ăsta. Și am făcut o grămadă de teste, chiar m-am uitat la cartea asta supremă care mi-a dat-o și de la PC Garage, evident că este scris în limba chineză, pentru că ghiciți ce, eu sunt profesor de limba chineză, șoang. Așa, deci eu adevăr că știu foarte bine chineza. Vă mulțumesc chinezilor, sunteți cei mai buni oameni. Gândiți-vă faptul că voi chinezi sunteți peste tot pe glob. Deci nu că există german, că tu chinezi suntem, chinezi. Chinezi, bă, chinezi. Așa, bă, m-am uitat și pe manualul de instrucțiuni. Și, păi, sincer să fiu, m-am uitat pe imagini, așa, și am încercat să fac testări, să reglez, dar nu, efectiv, nu am mers, situația de tic-tac-ul așa, am zis, bă, nene, frate, ba piciorul, frate, mai bine fac așa, mai bine folosesc ăsta pe post de microfonul ăla când să vorbesc, și asta e pentru audio, că se aude foarte bine, deci,
Și încă o parte bună care e la microfonul ăsta. Primul că este pe USB. Nu știu lungimea lui. Dar oricum dacă îl puneți, dacă îl puneți, mă rog, de fapt aici se pun de obicei USB în partea din față. În primul rând că eu de exemplu, când vreau să mă relaxez, de exemplu, eu mi le pun pe cap, nu știu, ascult, nu știu, sunete de furtună, de... Mie îmi plac asta, mă relaxeză. Mi le pun pe cap, deci uite cam așa vine, așa. Și le mă pun acolo în pat și ascult, pot să vorbesc pe Skype. Așa, partea bună este că vine cu un alt, cu un fel de mini panou, așa, vine cu să dai microfonul pe mut, așa, dar să dai sonorul efectiv de la căști, adică să-mi auzi nimica, plusul și minusul, vă gândiți, știți și voi ce înseamnă, pe plus dai volum mai tare, pe minus dai volum mai încet, sunt așa, deci uitați Sonic, sper să și vedeți. Așa, sper să vă placă și tricou pentru că mi-am luat, deci nu de pe hainefashion.ro, parcă v-am spus la început, nu mai știu. Așa, și da, deci astea sunt cu căștile de gaming, deci da, vi le recomand, partea proastă să vă așteptați. Nu știu eu, poate voi aveți căștile astea, poate știți cum să le reglați, eu am încercat, deci am încercat să le... Chiar și cu Bandicam, am crezut că vreau să are un fel de... Nu știu, fel de coding mai ciudat, așa, mă rog, are stereo și, mă rog, tot, deci nu e așa. Și da, am remarcat că dacă sunt în confort cu cineva pe Skype, se aude mai bine, adică s-o le băzit la... Asta e ciudat. Știi, adică dacă stau în confort cu cineva, se aude mai... adică nu s-o de bărit, mă rog. Despre ce altceva să vorbesc? Despre canalul meu, despre schimbarea... Din nou, pentru că YouTube-ul ăsta se face din ce în ce mai de căcat, păi, deci, în primul rând, să vă și explic aici. Uitați, vedeți aici? În mod normal, aici trebuie să-mi apară mai channel, nu știu ce. Așa. Evident că ăștia au modificat, chiar au modificat totul. Deci să-mi bat piciorul ăștia de la YouTube, sper să moară, bă. Sper să moară pentru că sunt de-a dreptul niște cretini, da, niște dobitoci înrăiți. Pentru că, dracu, acum ca să dau, te să dau un stânga, pe mai cenă, deci câte chestii, deci de ce dracu ați modificat căcatul ăla față, adică cu ce vă deranja pe voi că era căcatul ăla acolo și de ce trebuia să scoateți efectiv tot din YouTube, un site perfect l-a transformat într-un căcat. Na, asta pentru că voi v-am mâncat în cur să umblați, să scoateți, să schimbați, să nu știu ce, pentru că na, ați avut Google Plus. Da, Google Plus-ul care nu folosește nici dracu și nu, nici măcar nu o să-l folosești nici dacă o să fiu obligat să-l folosești, nici dacă va dispărea Facebook-ul, din ciuda, nu o să mai folosesc Google Plus, nici mort. Google Plus ce, mă? Plus căcat. Asta e pentru că vreți să faceți un site dintr-un, cum să spuneți, mă, că o să fie mai tare ca Facebook. Voi vă gândiți, mă, bă, dau pe Google Plus, mă. Uite, dau pe Google Plus aici. Și ce văd? Na, un căcat de ăsta mare și... Deci, nu știu, mă, și ce trag cu clipurile astea mai în dreapta, îți mai în stânga, îți mai nu știu ce, îți mai sus, îți mai jos puțin. Bă, dar voi sunteți cretini, voi vă auziți ce spuneți în primul rând, dar nu, am pe bune, stăți și voi vă auziți ce spuneți, cum să fie Google Plus mai tare ca Facebook-ul, voi, deci sunteți, dacă voi credeți că o să folosim noi Google Plus-ul, să vă înșelați, eu nu o să folosesc, deloc, da, da, când mi-ați băgat voi în comentarii, da, atunci da, dar să intru pe site-ul vostru să-l folosesc, nu, îmi pare rău. Na, nu, că voi mi-ați băgat pe gât. Și eu o să vi-l dau înapoi. Multă minte vă mai trebuie. Nu știu, cred că v-a făcut așa. Bun, acum să mai ce mi-a plăcut, poate că am făcut un clip mai penibil acum 2 ani parcă. Sau acum un an, cred. Da, acum un an cred că l-am făcut. Da, cu un an l-am făcut.
nu știu, de un an sau doi, nu mai știu când a făcut-o, chiar să mă uit. A făcut un vlog despre, am făcut un fel de podcast cu Boboi Ro despre țigari, despre romi. Și evident că am zis despre niște țigani drame din clasă care, mă rog, sunt azi și părțile bune și părțile proaste, dar faza aici e că ce au înțeles din tot clipul ăsta? Faza că ei au înțeles că ei sunt ăia tot mai sus, deci se consideră mai sus, mă rog, buni dintre ei, deci unii dintre ei, nu toți, se consideră, nu știu, mai sus decât ceilalți. Adică se consideră într-un mai amăs, mare, nu știu, adică, frate, colectivul din România, hai să fii sincer, hai să dăm colectivul pe față, e unul de tot căcatul. Da, pentru că, acum pe bune, voi v-ați gândit că voi, fiecare elev, fiecare coleg vorbește chiar în permanență sau este băgat, nu că vorbește, în permanență băgat de cineva tot timpul, nu, doar pentru că poate că cere nu știu ce, doar pentru că nu știu ce, pentru că, na, colectivul ăsta pasă în România. Că suntem în 2014 și am început acum să fac, să, nu știu, să... Mă rog, și să revenim la subiect. Deci am făcut un vlog ăla, a doua zi, evident că au început să revolte. Chiar am văzut seara pe Facebook, era, a postat o colegă. Da, mea, de ce chiar a vrut să fac vlogul, ca să motive, ca să se oftice și mai tare, știi? Ce s-au gândit ăștia? Bun, hai să ducem aia, că am văzut vlogul ăsta, norocul meu că în a doua zi n-am venit la școală, că eram mort, deci eram dead man, I'm a dead man tomorrow. Așa, și... Bă, n-am venit la școală, faza e că, deci îmi tremura, deci nu știu, mă așteptam la totdeauna să pățesc ceva. Sunase bunica mea, că mătușa mai dirigintă la, a fost diriginta mea și vorbeau, știi, că se înțelegeau bine, nu știu ce. Și-a dat mătușa mea telefon la bunica mea să spună că a făcut vlogul ăla. Evident, bunica mea mă tot suna și eu ce explicații puteam eu da ei, adică, mă știu, mi-era, cum să spun, uite, bunico, vezi că colegii ăștia sunt mai bulanci, nu prea au tangențe, nu știu ce, cu mine, bine, nici că era numai cu mine, cu mai mulți colegi, chiar și cu Bogdan, chiar și cu Renatu, chiar și cu mai mulți, așa. Și, am vrut să învăț o lecție de viață. Mă rog, nu chiar o lecție de viață, dar am vrut să-i arăt și să-i transmit un fel de mesaj. Poate chiar asta am vrut, să transmit un fel de mesaj, să fiu mai uniți, dar s-a făcut așa pentru că la cât ne aveam atunci, trebuia să vorbesc. Așa, e. Și n-am răspuns. Mă rog, a venit taică meu, ca să vă zic toată povestea acum, că poate n-ați înțeles de ce s-a întâmplat. Așa, faza, mă rog, a venit taică meu la acasă, a vorbit cu bunica mea, i-a spus... Bă, vezi că Fitu a făcut un vlog despre țigani, că i-a jignit pe țigani, că i-a zis nu știu ce, că i-a jignit toată clasa, ai urea, ce ajută, ce treabă am eu cu toată clasa? Am avut treabă cu câțiva dintre colegi, atâta, n-am avut treabă cu toată clasa, că dacă chiar toată clasa, îmi băgam ceva în ea de clasă și îi înjuram pe toți, chiar făceam și vloguri și toate alea și îi înjuram pe toți, mă, dacă aveam ceva, dacă eram handicapat, dar am avut decât cu 2-3 copii, că nu-i fie atât de tâmpit să-mi crezi dușman decât cea de genul mai ally is my enemy, știi cea de genul ăsta, e. Și mă rog, faza, după aia vreau taică, mă rog, avea o idee, nu mai știu, bunica mea sau maica mea, nu cred că maica mea avea o idee să mă duc în clasă să îmi cer scuze. Adică mie unul mi se pare, nu știu, eu sincer, mie nu-mi place să-mi cer scuze, adică nu că îmi place, eu urăsc faza să-mi cer scuze de la niște copii de vârsta mea, adică mi se pare de căcat să-mi cer, adică nu știu, mi se pare că sunt mai inferior. Adică, dracu, de ce mi-aș cere scuze eu? Deci eu, în primul rând, că nici cine știe ce mare sculă pe bascul eram acolo în clasă și îmi cer scuze, copii. A făcut un vlog, îmi pare rău. O să mă iertați. Băi,
Bă, eu cine dracu sunt pentru voi să încerc voi o scuze să mă umesc în fața unor cretini? În fața unor romi? Da, cine sunt eu? Așa, bun. Atunci chiar atunci chiar regretam că am făcut vlogul ăla. Și mă rog, a zis, mai hai du-te, hai să te ducem la școală să ceară copilul scuze. Băi, atunci chiar nu vroiam să mă duc. Bă, a zis, băi, ăștia mă omoară acum, dacă mă văd acum, că mai am eu cuvânt să mai zic ceva. Că ea s-ar bita mai eu singur contra a 15 copii. Vă dați și voi seama ce conflict. Bă, după aia am ajuns la concursul, că mai bine stă două zile acasă să se liniștească lucrurile. M-a pus chiar să fac un vlog. Nu vlog, ăla, video ăla. Îmi se pare că l-am știut sau l-am pus pe privat. Da, așa să puțin să mai respir puțin. Așa să beau puțin apă. Că deja am vorbit prea... apă bună. O, ce bună e, așa mai gâtul meu mi se dezgume, așa. Așa, și mi-a pus să fac un video în care să încerc scuze. Să încerc scuze despre comportamentul pe care l-am avut eu atunci. Băi, având în vedere că bine, nici mentalitatea pe care o am acum, sincer, eu acum prevăd viața, cum să zic eu, bă, știți, mie, bă, adică, nu știu, parcă prevăd viața, nu știu, chiar dacă n-ai spune acum, dar vă zic vouă, mă, eu văd, vreau că viața mai din altă perspectivă, frate, adică, cum să zic eu, nu pun chiar suflet și chiar nu m-am săturat să tot pun suflet în toate lucrurile, frate, bă, ce-o fi, o fi, vorba aia. Toți murim la un moment dat. Da, adică indiferent. Murim, o să murim. Deci e bine să ne trăim viața, adică nu știu. Iau viața asta ca pe o încercare. Bă, eu vreau să trec prin viață. Vreau să testez frate, viața, pentru că na, dacă nu, da, să mi-a dat o viață Dumnezeu în care să învățăm ceva din viață, ca să experimentăm viața, că după aia la 80 de ani nu mai pot să mai fac nimic, nici să fumez, nici să nimica. Deci la 80 de ani îți ca și păducă, că îți ca și mort. Așa. Deci nu, ce vreau la 80 de ani? La 80 de ani, nu știu, mi se pare că... Și vreau ca până să ajung la 80 de ani să trăiesc cum și-au trăit. Dar și ai mei și tot neam, cu tot părinților mei, să-mi trăiesc și eu prin viață, să am și eu de toate, să nu știu ce, asta vreau. Deci asta prevăd eu viață. Sunt unii copii care, nu știu, care sunt mai închiși așa, care, nu știu, văd viața ca popova, nu știu, eu văd viața, nu știu, ca, nu știu, cum să vă spun, așa, fel de testare, așa, nu văd eu ca pe ceva, băi, nene, n-ai făcut la examen, gata, ești decapitat, ești mort, toate în viața au o rezolvare, toate să stăm să ne gândim ce este bine, adică trebuie să vedem, să găsim, că toate au o cheie la un moment dat, îți dai seama că noi, cred că există o cheie care nu se poate... potrivi la ușa blocat cum ar veni, știți? Asta e, deci asta e toată povestea. Așa, și să revenim acum la subiect. Mă, da, am făcut un vlog, un episod, un infovideo cum ar veni, cum fac eu pe ecran, cu bandicamul, și în care eu îmi cer scuze față de colegi, bă, scuzați-mi, dragi colegi, pentru că m-am purtat, băi, sincer, eu chiar retrag scuzele, deci... Uitați, m-am chiar cerut scuze, uitați, vă rog frumos, uitați, așa că m-am făcut de tot căcatul atunci, că a fost nevoie să mă fac, și na, asta e, mă rog, dacă Dumnezeu asta a vrut, asta, na, ce e scris în cartea lui Dumnezeu, asta se va întâmpla, deci n-aveți cum să modificați, deci, de ce fugiți mai tare, de-aia nu scăpați, adică știți cum e vorba aia, cine nu te lasă să trăiești, nu te lasă să moară, sau nu, cine nu te lasă să mori, nu te lasă să trăiești, ceva de genul ăsta era. Și, na, părerea mea, asta ar fi viața, nu, mă, opinia mea, eu așa, eu viața, adică așa o iau în considerare, știți? Acum voi aveți alt mod de gândire, eu pe ăsta l-am, data mai și spus. Da, trebuie să-mi iau așa o mică pauză, că am vorbit prea halaba la Portugala. Să mă uit totuși la... Nu știu nimic. Bun, mi-a cam tot pentru vlogul ăsta, nu uitați să vă abonați, dați like, comment și succes data viitoare, pe curând!